Iată, suntem în ziua următoare marelui praznic al botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Și după cum este rânduiala Sfintei noastre biserici, în zilele de după marile praznice împărătești, se așează pomenirea soborului, adică a persoanelor care au participat la praznicul care este sărbătorit. Deci dacă la nașterea Domnului am avut-o din partea neamului nostru cooperantă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pe Sfinții Arhangheli, a doua zi după nașterea Domnului este soborul Maicii Domnului. Iar după botezul Domnului, la care îngerul cel în trup, Ioan Botezătorul și înainte mergătorul, deci care a fost prezent și care a împlinit o misiune importantă, este sărbătorit, iată, și a doua zi de după praznicul însuși. Și exemplele se pot înmulți. De aceea avem această pomenire de bucurie a Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că și-a împlinit misiunea pentru care a venit în lumea aceasta. El, care era din localitatea Orinim, era fiul al arhiereului Zaharia și al Elisabetei, care era descendentă din neamul preoțesc al lui Aaron. El, care a primit dar de la Dumnezeu să fie numit de înger și cu toate că în neamul său nu erau cu numele acesta, s-a împlinit voia lui Dumnezeu, pentru că el avea să fie de mic chemat să experimenteze viața ascetică, viața sihăstrească, viața de asprime a pustiului, viața de retragere, de trăire în modestie și în smerenie și în post și rugăciune. Deci Ioan Botezătorul este acesta care a fost vestit de Arhanghelul Gavril, care s-a născut minunat și care a rămas mai întâi orfan de tată în urma uciderii acestuia, iar de mamă, care era în vârstă, de asemenea a rămas de vreme și s-a sălășluit în apropiere de Ierusalim, într-o zonă care se numește Sfântul Ioan din Deșert. Acea zonă are o mănăstire sub care se află o peșteră din care izvorăște un izvor. Acolo s-a retras acest copil rămas orfan de ambii părinți și în apropiere se află un vechi finic din care se spune că Sfântul s-ar fi hrănit. Iar puțin mai sus, cam la un kilometru, se află mormântul mamei sale, Elisabeta. Aici a petrecut Sfântul Ioan Botezătorul până a ajuns, după cum era tradiția iudaică, la măsura maturității sau a bărbatului desăvârșit, care era socotită la 30 de ani, cum și Domnul Hristos a binecuvântat în trupul său, ca fiu al lui Dumnezeu, toate perioadele de creștere și de devenire a omului. Așa și Ioan Botezătorul a primit poruncă, deci cu 6 luni înainte de arătarea cuvântului, să iasă la propovăduit și l-a trimis în Valea Iordanului, la o distanță de circa 40 de kilometri și
adâncime în scoarța pământului de 350 de metri, unde curge râul Iordan. Acolo, în repejunile acestui râu, și-a îndeplinit Ioan prima lui menire, aceea de a chema oamenii la pocăință. A chema la pocăință nu pentru că și înainte vreme oamenii nu s-ar fi căit de păcatele lor și nu și-ar fi cerut iertare înaintea lui Dumnezeu sau nu ar fi adus jertfele rânduite prin legea lui Moise pentru iertarea păcatelor, ci pentru că era un timp special. Se împlinise vremea când cel binecuvântat trebuia să se arate pe pământ, Mesia sau unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și care pe pământ a apărut ca Dumnezeu omul, Iisus Hristos, Cel care cuprinde toată firea noastră omenească cu dumnezeirea sa, însă afară de păcat, și care împărtășește din dumnezeirea, din puterea și din lucrarea sa firii noastre pământești, ca noi să fim făptură nouă. Deci aceste vremuri ale venirii lui Mesia le vestește mai întâi Sfântul Ioan și pregătește poporul prin mărturisirea păcatelor și prin coborârea în râul Iordanului, în ceea ce se numește botezul pocăinței, care pe de o parte este închipuirea a tainei curățirii păcatelor, care se acordă în biserică prin Duhul Sfânt pe care l-au primit sfinții ucenici și apostoli pentru a ierta păcatele oamenilor și care a rămas tezaur sfânt între tainele bisericii, moștenit de la apostol, de la episcop și celor care le-au împărtășit harul acesta, preoții care au hirotesie sfântă, până în ziua de astăzi, unde noi toți mergem și ne curățim haina păcatului. Dar în același timp, misiunea lui Ioan era ca să îl arate lui Israel, adică poporului celui care primise revelația cea dintâi, să-l arate pe cel care este izbăvitorul, pe cel care este mântuitorul, pe cel ce avea să izbăvească oamenii din robia păcatului. Și această misiune a primit-o cu dragoste și cu cutremur, însă am ascultat în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi că Ioan mărturisește, deși la numai 6 luni pe când se afla în pântecele maicii sale, când verișoara Elisabetei, Sfânta Fecioară Maria, a venit în vizită la ea în localitatea unde se sălășluia în apropierea Ierusalimului, atunci pruncul a simțit lumina lui Dumnezeu, a simțit apropierea Duhului celui drept, a Fiului lui Dumnezeu care era întrupat în pântecele Fecioarei și a tresăltat. Acest semn deosebit l-a mărturisit Elisabeta, care i-a spus Maicii Domnului, de unde cinstea aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu? Și acest cuvânt de Maica Domnului a rămas în practica creștină și în practica bisericii până astăzi. Maica Domnului, deci iată, a venit și Sfântul Ioan de atunci l-a mărturisit, l-a simțit cu ființa sa sensibilă și într-o alcătuire, dar nu l-a cunoscut fizic. Dar iată că vine acum și momentul în care îl va vedea și fizic.
Deci nu știa cine este și a mărturisit lucrul acesta că a fost trimis ca să îl arate pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, dar el nu știe cine este. Oricând a apărut Domnul nostru Iisus Hristos, ca și la momentul în care s-a apropiat Maica Domnului cu Dumnezeiescul prunc în pântece, l-a simțit și a tresăltat, acum Duhul îi descoperă și îi grăiește că acesta este cel ce va să curețe poporul său de păcatele lui. Așa cum a spus îngerul lui Iosif, ca să-l încredințeze că ceea ce este în pântecele Fecioare este de la Duhul Sfânt. Deci, iată, iubiții mei, apropiindu-se Domnul Iisus Hristos, amestecat printre oameni, el vine în fața lui Ioan Botezătorul, care era coborât la repejunile Iordanului, adică într-o zonă unde râul face un ocol, o buclă și apele se învolburează. În aceste repejuni, în partea de dincolo de Iordan, în ceea ce s-a numit Betania de dincolo de Iordan, loc confirmat în ajunul anului Sfânt 2000 prin săpăturile arheologice, care au arătat toate dovezile care au rămas acolo din vremea antică și din vremea organizării creștine. Deci în acest loc s-a apropiat Domnul Hristos și ca oricare dintre cei care veneau și mărturiseau păcatele se coborau în apă și rămâneau acolo până mărturiseau, după care Sfântul Ioan le punea mâna pe cap și se ridicau. Dar Hristos venind și plecându-se în repejunile Iordanului, de îndată a ieșit, spune Scriptura, pentru că Hristos, care este o făptură nouă, Dumnezeu adevărat, Fiul al lui Dumnezeu și om adevărat prin întrupare, el nu are păcate personale, pentru că firea dumnezeiască nu a copleșit, dar a cuprins firea omenească și din această uniune a firii dumnezeiești cu firea omenească, în această uniune nu poate să încapă păcatul, precum lumina nu are părtășie cu întunericul, precum dreptatea nu are părtășie cu ceea ce este rău în lumea aceasta. Dumnezeu este sfânt și sfințenie la modul absolut. De aceea el s-a pogorât în Iordan cu firea sa dumnezeiască, dar ca să sfințească apele. Și în același timp s-a pogorât cu firea sa omenească unită în trupul său ca să curețe păcatul cel dintâi al lui Adam și al întregii firi omenești. Iată la ce minunată taină este chemat Sfântul Ioan Botezătorul. Atunci a înțeles și a mărturisit ceea ce i s-a spus, peste care vei vedea Duhul venind și zăbovind, să știi că acela este cel ce va izbăvi pe poporul său de păcatele sale. Deci, de îndată ce Mântuitorul Hristos, ieșind din apă în care a spălat firea noastră pământească, s-a pogorât din cer Duhul cel Preasfânt în chip de porumbel. În chip de porumbel pentru că în vechime, când s-a înmulțit păcatul și Dumnezeu a înnecat cu ape păcatul mult în vremea lui Noe, primul semn al iertării și al izbăvirii a fost porumbelul. Deci este un simbol al constrângerii sau a restricționării păcatului și a înmulțirii harului lui Dumnezeu. De aceea, iată, se arată prin această viziune, se arată
că Duhul Sfânt din nou se pogoară în lumea noastră și de acum, prin Cel ce a venit și s-a botezat, va lucra în lume împreună și cu Tatăl Ceresc spre mântuirea oamenilor. Și nu numai că Duhul s-a arătat în chip de porumbel, ci și Părintele Ceresc a grăit și a spus: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Iată la ce mare taină a fost chemat Ioan Botezătorul. A fost chemat la această dumnezeiască arătare, căci așa se și numea înainte vreme sărbătoarea botezului, dumnezeiasca arătare a Domnului. Este arătarea nu numai a Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci și a Duhului Sfânt în chip de porumbel și arătarea Părintelui Ceresc prin glas. Pentru că, deși Dumnezeu nu are caracteristicile noastre ale oamenilor, totuși El are puterea ca să se facă înțeles de noi oamenii, să se facă auzit în ființa noastră interioară, așa cum s-a făcut auzit de Ioan Botezătorul când a fost chemat și trimis să propovăduiască pocăința și să boteze cu apă botezul pocăinței. Și de asemenea, Dumnezeu lucrează așa fel ca noi cu ochii noștri pământești de să și vedem, să și înțelegem, să și primim ceea ce Dumnezeu ne comunică din lumea sa celestă, din lumea sa de dincolo, de toate hotarele lumii acestea, ale cosmosului acestuia. Dumnezeu deci ne grăiește și a găsit mijloace pentru a traduce mesajul său dumnezeiesc în limba și pe înțelesul nostru, în văzul nostru și sub simțurile noastre. Deci, iată, se arată Preasfânta Treime, se arată Cel ce este Fiul lui Dumnezeu, pe care de acum Sfântul Ioan Botezătorul cu smerenie îl proclamă: Tu ai nevoie, Tu ești Cel ce ai venit la mine să te botezi, dar eu am nevoie de botezul tău. De acum, spune Sfântul Ioan, mie mi se cade să scad și ție ți se cade ca să crești. De acum, Cel ce se arată Fiul lui Dumnezeu se va arăta desăvârșit ca Fiu și Mântuitor al lumii prin ceea ce va lucra, pentru că începe activitatea mântuitoare, pământească, a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu însă, înainte de a trece printr-o încercare, o încercare pe care o trece cu umanitatea sa. Dacă Adam a fost cercetat într-o ascultare și i s-a dat o poruncă, dar nu a putut să o respecte pentru că a dorit să fie mai presus, mai înalt, să fie ca Dumnezeu. El a căzut din harul lui Dumnezeu și chipul lui s-a întunecat. Dar acum Cel ce vine și se botează, vine într-o smerenie și iată se pleacă în apele Iordanului și va fi supus ispitei diavolului, așa precum și Adam cel dintâi, dar care a căzut, iar Fiul lui Dumnezeu, fiind dus în pustie, acolo postește 40 de zile. Postește într-un mod cu totul desăvârșit, fără mâncare, fără apă și la împlinirea acestui post vine diavolul care îl vede doar cu ochi trupești și îi spune ca să prefacă niște pâini, niște pietre care erau în apropiere, să le prefacă în pâini,
pentru că a flămânzit și poate să zădărnicească viața în ființa sa. Dar Domnul Hristos îl respinge pe diavolul, respinge această ispită și spune: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Urmează o a doua ispitire, căci este dus pe aripa templului și aici este ispitit nu în ceea ce privește partea pământească și afectele, ci este ispitit în cuvântul său. Îi spune: aruncă-te de aici, pentru că scris este că nu va zdrobi de piatră piciorul său. Îl respinge și de data aceasta, spunându-i: piei înapoi a mea, Satanul. După care îl duce pe un munte înalt și arată slava și împărățiile lumii și îi spune, el neștiind cine este această făptură deosebită, dar n-avea de unde să știe că este o făptură împletită cu Dumnezeu. Deci îi spune: iată toate împărățiile pământului, toată slava, dacă vei cădea înaintea mea și mi te vei închina, toate acestea ți le voi da ție. De acum, iată, ispitirea aceasta a diavolului este definitiv respinsă de Domnul Dumnezeu, care spune că numai înaintea lui Dumnezeu trebuie să cazi și să te închini cu adevărat, pentru că El este Domnul la toată făptura și făptura văzută și nevăzută. Văzută și nevăzută. Deci, iată, înainte de a începe activitatea sa pământească, Domnul Hristos îl restaurează pe om în ființa sa, în demnitatea sa, în care căzuse la început, după creație. De acum, Domnul Hristos iese la propovăduire. De acum, Sfântul Ioan le arată ucenicilor: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și ucenicii îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Iar el rămâne singur, rămâne singur ca să se lupte mai departe cu păcatul. Și știm că va condamna un incest care se petrecea la curtea regală a Israelului, căci Irod se căsătorise împotriva legii cu soția fratelui său Filip și deci petreceau în fără de lege. Lucrul acesta nu a trecut cu vederea, nu a fost trecut cu vederea de către acest proroc aspru și în cele din urmă știm că l-au luat și l-au închis în închisoarea Maherus din Iordania, care se află pe vârful unui munte conic pe care se afla un palat al lui Irod, care a fost un mare constructor al minterii. Dar sub acest munte conic care a fost tăiat se află o închisoare foarte adâncă unde se aruncau deținuții. Acolo l-au așezat și pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar deasupra știm că s-a ținut dansul fără de lege prin care Irod a făgăduit fiicei să îi dea ceea ce îi va cere în urma bucuriei pe care o crease în fața invitațiilor săi. Și știm că mama sa ticăloasă a sfătuit-o să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Și cu toate că s-a întristat, regele totuși nu a putut să treacă peste mândria sa în fața invitațiilor săi și a poruncit să îi se aducă acest odor din temniță. Iar trupul Sfântului Ioan a fost îngropat în cetatea împărătească,
care se numea Sevastia, undeva în părțile dinspre Galileea, unde în perioada veche s-a construit o mare catedrală, ale cărei coloane sunt și astăzi înălțate către ceruri, iar sfintele moaște au fost împrăștiate în lume și se găsesc în părțile cele mai importante, în diverse centre ale lumii creștine, dar părticele din ele, prin darul lui Dumnezeu, au ajuns prin râvna și credința oamenilor și a păstorilor mai aproape de noi, precum și aici la dumneavoastră. Este o bucurie pentru noi că îl sărbătorim pe mărturisitorul pocăinței și pe cel ce a fost feșnic al luminii Domnului și care cu smerenie a spus: nu sunt eu lumina, ci eu sunt cel despre care s-a scris că sunt sfeșnicul luminii. El, prin smerenia sa, ne îndeamnă și pe noi să fim înaintea lui Dumnezeu smeriți, așa precum a mărturisit înaintea Domnului Hristos, că de acum El se cade să scadă și Domnul să crească, să-și împlinească misiunea sa pământească, așa și noi să nu fim niciodată împotriva avansului duhovnicesc sau avansului în cunoștințe sau în bunăstare a aproapelui nostru. Să nu fim cuprinși de invidie, ci să ne bucurăm când cineva de lângă noi are mai multe daruri, are mai multă bunăstare, pentru că este și pentru noi o binecuvântare să ne arătăm mărinimia sufletească și nu micimea sufletească, dorind rău aproapelui nostru. Să luăm chipul acesta al botezătorului, să luăm pildă de la postirea lui, să luăm pildă de la asprimea vieții lui. Desigur, sunt multe învățături legate de Sfântul Ioan Botezătorul, dar în orice caz trebuie să știm și să punem la inimă ceea ce s-a numit ca un fel de moto al misiunii sale, prin care căuta să conștientizeze pe toți care erau contemporani cu el, dar și pe cei de mai târziu, că adevărat este că trebuie să armonizăm conștiința noastră cu voia lui Dumnezeu, pentru că cel care nu face roadă, deci auzim cuvintele Domnului, vedem pildele sfinților, dar dacă nu facem roadă, suntem ca pomul cel neroditor, pe care stăpânul îl taie și, nemai fiind poate bun de nimic altceva, îl aruncă în foc. Deci, iată, pilde frumoase am primit astăzi, când sărbătoarea botezului se îngemânează cu duminica și cu serbarea Sfântului Ioan Botezătorul, și pe toate acestea, iubiții mei, să le punem la suflet, preamărind pe Domnul nostru Iisus Hristos, care, iată, s-a pogorât în apele Iordanului, să preamărim pe Duhul cel Preasfânt, care s-a pogorât în chip de porumbel, și pe Părintele Ceresc, care a mărturisit și ne-a dat acest mesaj care este de urmat. Iată, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, și care, într-o altă arătare dumnezeiască la Tabor, va completa această proclamare a lui Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat pe pământ cu fraza următoare: pe acesta să-L ascultați. Pe acesta, adică pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, să-L ascultăm și noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.